Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Astăzi eu vreau să fac o tocăniță de cartofi sau un gulaș de cartofi cu morcov și cu ludai, cum îi spunem noi, dovleac sau kürbis Hokkaido. Ăsta se poate consuma cu coajă, cu tot. Deci este o rețetă nouă. Pentru prima dată o fac aici cu dumneavoastră. Acum noi tăiem dovleacul. Scoatem semințele. După aia spălăm bine ca să și coaja și tot și interiorul. Să le pun așa pe asta, să scurgă. Semințele le punem deoparte. O să încerc să le iau acasă să văd dacă se prind, să le usc. Vedem. Așa, acum mergem mai departe. Am o ceapă mare. Nu tăi mărunt. Puteți și solzisori să tăiați. Doi căței de usturoi. Punem puțin ulei în cratiță. Dăm foc mai tare. Punem aici ceapa și usturoiul. Așa. Noi tăiem morcovii, cartofii. Tăiem cubulețe așa mai mari, mai bine zis. Dacă e tot sezonul dovleacului, am zis să facem și un gulaș. Așa.
acum tăiem morcovii. În bucăți cum doriți. Mai mari, mai mici. Sare. Una merca, no? Sigură că nu ați făcut așa ceva. Dar să știți că este foarte bun. Vezi al nostru din urmă rândesc, atunci am curățat pe coadă. Dar dacă aveți din asta, nu trebuie. Bine, mai lucru de stai așa. Mâine. Ca să vedeți. Cred că am pus ceapa, am pus locuri. Punem de viață. Am avut cam jumătate de kilogram la avut de viață. Vedeți? Să cam e lucru de viață. Thank you.
să nu se fac ochii acum. Pentru că eu o oală mai mare, am zis că e suficient. Le distrim așa. Așa. Dacă îl las, îmi țin cu mine. Vegeta, asta e opțional. Am pus mai la urmă și imediat pun apa ca să nu se ardă. Așa și punem apa. Și lăsăm să fiarbă. Lăsăm la foc încet să fiarbă. Nu trebuie să lăsăm la foc tare, ca să se poată fierbe dovleacul. Și să vedem ce mâncare bună iasă. Revin cu el când fierb. Haideți să vă arăt că culasul nostru este gata. Uitați ce fain să fierge cartofii. Și asta, eu am pus și foi de dafine, am uitat să vă zic. Acum mai pun frunze de pătrunjen. Ce mâncarea noastră este gata. Deci a ieșit super. O să vă fac poză cu jos. Să vedeți cum arată. N-am mai gustat-o. Dar sper că chiar nimic nu mai trebuie.
uitați ce fain. Ok. O să revin cu poză când servim. Uitați ce bine arată. Alături de salată verde, gulașul nostru. Deci este o delicatese. Cu turte, salată verde. Merge perfect. Vă mulțumim și o zi bună vă dorim. Bye, bye!